40 de fermieri din raionul Cahul au ieșit cu tractoarele la un protest desfășurat pe drumul național Cahul-Cantemir. Ei au organizat un marș din municipiul Cahul până în satul Gotești și au cerut guvernului să ofere compensații de minim 2.000 de lei la fiecare hectar de floarea soarelui și porumb, așa cum în zona de sud au fost înregistrate pierderi esențiale la aceste culturi din cauza secetei. De asemenea, agricultorii continuă să ceară ca tranzitul de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina să fie permis în țara noastră exclusiv pe calea ferată. S-a întâmplat în timp ce guvernul decide alocarea a încă 50 de milioane de lei din fondul de intervenție pentru a sprijini agricultorii care au suferit pierderi în urma calamităților din vara anului 2023. Fermierii care au participat la protest susțin că nu doar seceta din 2023 i-a adus în prag de faliment, dar și creșterea prețului la carburanți, reducerea prețului de cumpărare a producției agricole și dobânzile mari la credite. Asociația Forța Fermierilor a anunțat că nu se numără printre organizatori, dar susține protestul organizat de agricultorii din Cahul, iar unii membri ai asociației au participat la manifestație, așa cum fermierii nu au resurse pentru a efectua lucrările de primăvară, deoarece dau toți banii la băncile de unde au contractat credite. Fiecare s-a descurcat cum a putut cu creditorii, fără ajutorul statului și cu mare probleme le-au restructurat datoriile și au plătit ultime rezerve de bani. Sectorul este decapitalizat. Agricultorii mici și mijlocii, în mare majoritate, nu dispun de bani pentru a începe lucrările de primăvară. Despre acest lucru noi am preîntâmpinat în noiembrie, când am ieșit la protestul în Chișinău. De asemenea, președintele Asociației Forța Fermierilor afirmă că motorina promisă încă în 2022 nu a ajuns la fermieri, iar Comisia Specială creată în 2023 pentru a analiza problemele agricultorilor nu ar fi eficientă și nu ar fi întreprins acțiuni reale. Această comisie e butaforie, ea a fost creată moartă. Ea nu are nicio competență juridică, ea nu poate dispune nimic în privința datoriilor. 390 de fermieri din raioanele de sud, inclusiv Cahul, a căror roada a fost compromisă în proporție de cel puțin 60%, vor primi ajutor de la stat. Decizia a fost adoptată la ședința de miercuri a guvernului, care a alocat în acest sens 50 de milioane de lei. Sprijinul financiar oferit per hectar este stabilit la fiecare fermier în parte. Se începe de la 1.000 de lei până la 2.500 de lei, în dependență de gradul de afectare de secetă a agricultorilor. Deci venim cu măsuri foarte reale pentru a susține financiar acești agenți economici. De asemenea, 3,5 milioane de lei vor primi și 7 fermieri, ale căror livezi au fost compromise de grindină în luna iulie a anului trecut. Vicepremierul Vladimir Bolea confirmă că mulți fermieri au suferit din cauza secetei, dar vor primi ajutor doar cei care au suportat pierderi mari. La toți agricultorii le este foarte greu în Republica Moldova, la toți le este foarte greu, dar din toți noi am identificat că cei care au avut pierderi de peste 60%, lor le este cel mai greu. Din acest considerent s-au luat această decizie de a face plăți țintite pentru acești agricultori. Repet, în Cahul, astăzi, din date preliminare, pot fi mai mult, mai puțin, în dependență de dosarele care vor fi depuse, sunt 185 de agricultori din Cahul, mici și micro, care vor primi bani vii în cont și cu care își vor începe activitățile lor de agricole în toamnă. În primăvară. Cererile de acordare a ajutorului financiar vor putea fi depuse de către fermieri la subdiviziunile teritoriale a Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură peste aproximativ 20 de zile, a mai precizat Bolea.